Summitul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Astana s-a produs cu rezultate minime pentru țara noastră. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pe problemele reintegrării, Victor Osipov, care a fost șeful delegației moldovenești la întâlnirea de nivel înalt din capitala Kazahstanului. Potrivit lui Osipov, din cele trei documente care trebuiau să fie adoptate la summitul OSCE, doar unul a fost semnat. Este vorba despre declarația comemorativă prin care statele membre și-au angajamentul să prevină apariția de noi conflicte. Lor membre le este mai ușor să-și reconfirme vechile angajamente, să reconfirme adeziunea la principiile inițiale, decât să traseze o cale nouă, obiective și noi acțiuni care ar ajuta la îndeplinirea, la rezolvarea crizelor în acest spațiu de securitate. Vicepremierul responsabil de reintegrarea țării a mai spus că regretă faptul că președintele interimar Mihai Ghimpu nu a fost prezent la summit. Erau acolo preconizate inclusiv întâlniri cu președintele Uniunii Europene, Van Rompuy, întâlnire care n-a mai putut să aibă loc, deoarece diferența de statut nu face posibil o asemenea întâlnire în cazul în care șeful statului moldovenesc lipsește. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că nu va participa la summitul OSCE de la Astana pe motiv că Rusia nu și-a respectat angajamentul de retragere armatei de pe teritoriul Republicii Moldova. La întâlnirea de nivel înalt de la Astana au participat delegații din 56 de state membre ale OSCE și 12 țări partenere. Summitul s-a desfășurat în perioada 30 noiembrie-2 decembrie.